Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou mesaj al îngerilor pentru luna iulie. Persoanele care urmăresc acest videoclip și încă nu sunt abonate la canalul meu de YouTube, le invit să se aboneze pentru a putea fi la curent cu următoarele videouri pe care le voi posta. Nu uitați să lăsați un comentariu, să dați un like. Iar dacă considerați că aceste previziuni pot ajuta și alte persoane, puteți distribui acest videoclip și pe rețelele de socializare. Haideți să vedem ce au îngerii să vă transmită pentru luna iulie, care sunt sfaturile îngerilor și pe ce trebuie să vă axați. Prima carte a îngerilor este Ivon. Acest înger vă trimite mesajul că în această lună ai o legătură specială sau vei avea o legătură specială cu animalele, atât cu animalele de pe pământ, cât și cu cele din ceruri. Poate sunt persoane care vor pierde un animal de companie în această lună, iar îngerul Ivon te anunță că îngerii va veghea asupra sufletului acelui animal. Atât animalele de pe pământ, cât și animalele din ceruri, trebuie să știi că sunt vegheate de către îngeri. În cazul în care ai un animal de companie bolnav, trebuie să știi că această carte îți spune că animalul tău se va vindeca în cel mai scurt timp posibil. Această carte îți transmite mesajul că ar fi indicat, ar fi bine, în această lună să îngrijești animale, să devii voluntar pentru îngrijirea și hrănirea animalelor sau îți poți cumpăra un animal de companie. Acest animal pe care îl vei cumpăra trebuie să știi că înlătură energiile negative, energiile malefice din casa ta. A doua carte a îngerilor este Maia. Maia îți transmite mesajul: mersul la școală, studiul și educația te ajută să-ți îndeplinești misiunea și dezvoltarea personală. Îngerii te vor călăuzi și te vor ajuta în acest sens. Unii dintre voi, cu siguranță, vor fi într-un impas în ceea ce privește partea materială, cariera, locul de muncă. Iar Maia îți spune că a venit momentul potrivit, este timpul potrivit pentru a începe să studiezi, pentru a te gândi să faci anumite cursuri sau să îți continui cursurile deja începute. Deoarece acest lucru te va ajuta foarte mult pentru a-ți găsi adevărata ta menire din punct de vedere profesional. Un loc de muncă care să te mulțumească,
un loc de muncă unde să mergi cu plăcere, să faci ceea ce îți place, ceea ce dorești să faci din punct de vedere profesional. Acest lucru nu se poate face decât dacă te apuci de studiat. Următoarea carte, Îngerul Opal, îți transmite mesajul: copiii tăi de pe pământ și din ceruri sunt fericiți și sunt îngrijiți de Dumnezeu și de îngeri. O parte dintre voi în această lună se pare că vor avea anumite griji în ceea ce privește sănătatea unui copil sau dacă aveți, eu știu, copii mai mari, s-ar putea să aveți anumite neînțelegeri cu aceștia. Sau poate îți faci griji pentru sănătatea copilului tău, iar îngerii te asigură că va trece cu bine peste boală, peste impas, în cel mai scurt timp posibil. Puteți cere ajutorul îngerilor, în acest caz, să vă ghideze, să vă arate medicul cel mai potrivit sau să vă scoată în cale, da, medicul cel mai potrivit, să vă direcționeze spre tratamentul cel mai potrivit în cazul în care aveți sau copiii dumneavoastră vor avea probleme de sănătate. Haideți să vedem. Angel, tarotul ce are să vă spună, tarotul îngerilor pentru voi. În această lună vei avea tendința de a face anumite lucruri din instinct sau vei avea intenția de a face anumite lucruri fără să stai foarte bine să te gândești, fără să analizezi foarte bine o situație sau o persoană. Pur și simplu vei simți impulsul și vei spune: trebuie să fac. De cele mai multe ori, lucrurile făcute din impuls îți aduc și noroc, îți aduc și împlinire. Da, dacă nu riști, nu câștigi. Dar sunt și cazuri în care trebuie să stai, să analizezi lucrurile, să analizezi situațiile foarte bine, înainte de a te arunca cu capul înainte. Această carte vorbește și despre persoane care sunt aventuroase, care au chef de aventură, care sunt nestatornice, dorința de a pleca dintr-o relație, de la un loc de muncă, dorința de a descoperi lumea, dorința de a trăi și altceva, da, în afară de ceea ce ați trăit până acum. Această carte vorbește și despre relații sentimentale, despre relații sentimentale care încep dintr-un impuls, dintr-o dorință, da, eu știu, fizică, atracție față de o persoană și atunci cunoașteți o persoană și începeți o relație cu aceasta fără să vă gândiți unde va duce această relație, dacă el este omul potrivit, persoana potrivită pentru dumneavoastră.
Așa că această carte, în primul rând, te avertizează să nu fii naiv, să nu te lași păcălit, să fii atent la oameni, da, la persoane, la situații, să fii atent, atentă la cum reacționezi în anumite situații din viața ta și să cumpănești mai bine, da, orice lucru care vine deodată. Următoarea carte din tarotul, din Angel Tarot, Steaua. Această carte vorbește despre dorințe, despre dorințe care se îndeplinesc. În această lună, această carte îți aduce protecție divină, îți aduce realizarea anumitor obiective, îți aduce noi oportunități, îți deschide noi drumuri. Tu trebuie să fii atent și să profiți în această lună de tot ceea ce îți oferă Universul, de tot ceea ce îți oferă Divinitatea. Să nu pierzi nicio oportunitate să te bazezi mai mult pe intuiția ta în orice situație, da? Și atunci când te simți într-un impas, să ceri ajutor divin, pentru că odată ce ai protecție divină, trebuie să o ceri, da? Este undeva acolo sus, pregătită pentru tine, pregătit, da? Sau pregătită pentru a-ți îndeplini dorințele, dar tu trebuie să o chemi, da? Tu trebuie să o invoci, tu trebuie să ceri acel ajutor. El este pregătit, doar trebuie să îl chemi și trebuie să profiți de ceea ce îți oferă Divinitatea în această lună. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest tip de etalare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag la un nou clip. Pe curând!